Iar cel ce învață și face mare se va chema în Împărăția Lui Dumnezeu. Ca să nu mai lungim cuvânt, trebuie să înțelegem un singur lucru. Pentru că Părintele Cleopa a învățat și a făcut, sau a făcut și a învățat, a rămas mare și în inima poporului, și în istoria bisericii, și în Împărăția Lui Dumnezeu. Părinte, ne-ați făcut odată o paralelă foarte frumoasă între călugărie și oamenii din lume. Pentru că tinerii aceia de atunci v-au întrebat, acum un an, cum se face că și noi suntem într-un fel călugări în lume prin ascultare. Și ne-ați evocat de la începutul vieții unui om și până la sfârșitul vieții lui, că de fapt tot o călugărie este și pentru omul din lume. Dacă puteți să le spuneți și acestor tineri, cum e treaba cu călugăria și cu omul din lume? Vreau să spun un lucru care l-am amintit chiar ieri cu prilejul celebrării unei nunți la doi fii duhovnicești la care am participat doar ca spectator la taina Sfintei Cununii oficiată de preotul paroh din Biserica Orașului, chiar cu hramul Sfântul Spiridon, ocrotitorul și patronul meu personal. După ce a vorbit părintele, mi-a spus așa: părinte, spune-le un cuvânt despre căsătorie, dar așa dintr-o inimă de călugăr. Și atunci le-am adus aminte. Mântuitorul Iisus Hristos spune pentru cei ce vor să urmeze viața călugărească: cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și atunci m-am legat exact de acel cuvânt cu care se încheie taina Sfintei Cununii și să citește rugăciunea în ziua a 8-a când tinerii duc lumânările. Și fă, Doamne, ca îngerul tău pașnic păzitor să-i păzească și să-i călăuzească în toate zilele vieții lor, iar femeia să fie plecată și supusă bărbatului său, ca printre aceasta să rămână nezdruncinată legătura lor până la sfârșit. Și atunci le-am amintit cuvântul apostolului Pavel, care vine și spune: mare este taina aceasta, zic, dar numai în Hristos și în biserică. Ce vrea să spună apostolul Pavel când se referă la acest cuvânt? Mare este taina aceasta, dar numai în Hristos și în biserică. Celebrarea sau oficierea actului Sfintei Cununii în Biserica Ortodoxă este o problemă obligatorie, ca să spunem, subiectiv. Adică este o necesitate ca omul să nu trăiască în concubinaj, cum spunem noi în termenii bisericești, sau în împreunare, poligamie, ca să spunem, mai multe femei sau mai mulți bărbați. Dar esența divină a tainei nu constă în faptul că cei doi tineri au ascultat taina căsătoriei, ci esența celor doi tineri, ca legătura să rămână nezdruncinată până la sfârșit, este ca bărbatul să păzească poruncile precum Hristos a iubit biserica. Și când mă refer la lucrul acesta, vreau să vă scot în evidență un alt lucru minunat care duminica trecută mi-a trecut prin minte în timp ce eram la Sfânta Liturghie. Nu întâmplător, Hristos, înălțându-se la cer, a avut împreună cu cei 12 apostoli și pe Maica Domnului. Deci cel din tâi, Iisus Hristos, a arătat calea spre cer și spre Duhul Sfânt, pentru că spune: eu mă duc la Mânghietorul să vă trimit vouă, deci să vă trimit vouă Mânghietor, să nu vă las singuri sau sărmani pe pământ. Dar în clipa când spune aceste cuvinte, doi îngeri vor rămâne și vor mărturisi: ce vă mirați, bărbați galileeni? Și în același timp un nor de lumină a cuprins pe Iisus Hristos. Deci cine era de fapt? Era Duhul Sfânt. S-a descoperit întâi apostolilor în lumină ca la Tabor, dar de data aceasta cât li se putea să înțeleagă și nu mai mult. Dar i s-a descoperit în primul rând Maicii Domnului, care pe pământ devine biserică biruitoare prin purtarea în pântece a lui Hristos. Și în același timp să-L cunoască când va veni la cer, să știe să se așeze de-a dreapta Fiului Său sau de-a dreapta Sfintei Treime acolo în cer, sub ce formă? Stătuta împărăteasa de-a dreapta în haină înfrumusețată și împodobită. Deci biserica lui Hristos stă în cer, de-a dreapta. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de-a dreapta și vă voi da vouă moștenirea gătită de la întemeierea lumii și ca să fie spre odihna veșnică celor ce au făcut faptele bune, dacă ați fost atenți în Evanghelia Judecății. Deci ce se întâmplă? Femeia este dreapta bărbatului, bărbatul este dreapta lui Dumnezeu, iar femeia este biserica pământească a vieții. Pentru că în momentul când se însoțește bărbatul de femeie, în momentul când se însoțește bărbatul de femeie și sunt un trup, în acel moment se împlinește exact aceeași taină care s-a împlinit unde? În rai,
Când Adam adorme și naște pe femeie din coasta pe care i-o dă Dumnezeu, atunci când scoate și zămislește femeia și o construiește și o pune lângă el ca să o vadă că este tovarăș de drum și de viață. Dar nu numai pentru atâta lucru. Femeia devine spiritual sensibil alături de bărbatul ei, nu doar pentru plăcerile senzuale și nașterea de prunci sau, cum se spune, terfelirea patului, ci femeia devine automat lângă bărbatul ei ce? Biserica pământească a continuității vieții omenești. Pentru că nu s-a mai văzut vreodată bărbat să nască fără de femeie și nu s-a văzut vreodată femeie să nască fără de bărbat, afară de Fecioara Maria, începătoarea mântuirii noastre. Deci prin ce? Prin zămislirea nea a Fiului lui Dumnezeu, prin umbrirea de la Duhul Sfânt. Deci de aceea este taina mare în Hristos și în biserică. În clipa când femeia se unește de bărbat, în clipa când ea se apropie prin taina cununiei, taina cununiei nu este altceva decât o rezervă pământească a unirii omului cu firea dumnezească în cer. De ce? Pentru că Tatăl să împace lumea cu el, a fost nevoit să-l trimită pe Fiul. Iar ca Tatăl să continue viața în pace și lumină, deci ca să continue viața în pace și lumină și dăinuirea neamului omenesc, a rânduit taina nunții ca în momentul când femeia și bărbatul se unesc, Hristos să fie de față și să se cânte acolo, dacă ați fost atenți în taina cununiei, la un moment dat spune acolo, pusă-i pe capetele lor cunună de piatră scumpă, viața le-ai dat lor și lungime de zile. Deci ce se întâmplă când le-a pus pe cap cunună de pietre scumpe? Acele pietre scumpe nu sunt altceva decât mărgăritarele și rugăciunile bisericii care vin să curețe mintea spiritualizată în taina nunții, în care femeia devine izvorul vieții și într-o lumină ta vom vedea lumină. De ce? În lumina vieții femeiești, așa cum din Fecioara Maria se naște Iisus Hristos prin întruparea de la Duhul Sfânt spre împăcarea omului cu Dumnezeu, din femeie se nasc pruncii care ies în stare feciorelnică. Deci niciodată un bărbat cu o femeie n-au desfrânat să iasă o desfrânată sau un desfrânat, ci feciorelnici. De ce? Pentru că taina este mare în Hristos și în biserică. Deci Dumnezeu a rânduit această taină. Deci căsătoria este tot o feciorie. Iar călugăria, în esența căsătoriei, constă în ce? În curățenia familiei. Nu ce a greșit înțeleasă în unele zone ale țării unde se vorbește de acel inocentism fals înțeles sau prost înțeles, în care, da, deci în care bărbatul cu femeia se căsătoresc, dar nu trăiesc împreună, urăsc trupul, dar canoanele bisericii arată, cine nu se apropie de femeie sau nu se împreunează cu ea din îngrețoșare, anatema să fie. Sau mai sunt acei tineri care spun, zice, da, noi ne căsătorim să trăim în feciorie, dacă vrei feciorie, du-te la mănăstire. Hristos Iisus, în momentul când a legiferat taina cununiei la Cana Galilei și a binecuvântat și a sfințit nunta în vin, a lăsat odată pentru toate veacurile acel cuvânt categoric. Mare este taina aceasta în Hristos și în biserică. Deci faptul că femeia se atinge de bărbat și nasc prunci, femeia aceea născătoare de prunci sau mamă, cuvântul suprem pe care se poate atribui femeii, când orice femeie poate purta cuvântul de mamă, deci nu face altceva decât să se desăvârșească în unitate. Și aici Părintele Galeriu în Jertfă și Răscumpărare arată unitatea căsătoriei în unitatea călugăriei. Dacă bărbatul este starețul familiei, cap având Hristos și regula lui, și femeia este economa patimilor lui, de ce economa patimilor lui? Spune Apostolul Pavel, bine este în Domnul să căsătorească decât în foc să arde. Desfrânând. Atunci femeia automat, prin economisirea patimilor bărbatului și prin pogorire de la Dumnezeu, stăpânindu-i patimile, de fapt ce naște? Prunci. Și acei prunci dătători de lumină, deci mlădița împlinirii cuvântului de la facere, creșteți și vă mulțiți, nu face altceva decât să dea fiii trupești pe care duhovnicul îi dă la spovedanie pe cei sufletești. El, duhovnicul, se împreunează cu mama biserică prin păzirea poruncilor, iar fiii lor duhovnicești ies din această zămislire a cuvântului lui Dumnezeu, care pătrunde și penetrează mintea tânărului, bătrânului, mamei, copilului, bunicului sau bunicii, care vin și îngenunchează în pragul bisericii. Și în clip, exact, la orice învățătură, nu are importanță, biserica are 7 taine, iar în clipa
Iar în clipa când duhovnicul își naște pruncii duhovnicești despre care spune David, iată eu și pruncii ce mi-a dat Dumnezeu, la un moment dat tot David vine și spune, fericită femeia care va fi ca o mlădiță bine roditoare în laturile sale, casei sale, când va ieși la dușmanii săi cu fiii săi în poartă, nu să-i bată cu bâta, ci să-i înfrunte cu cinstea și cu virtutea. Deci asta ar fi cam legătura dintre căsătorie și călugărie. Călugăria prevede fecioria trupească sau castitatea absolută, dar înțelege logodirea cu Hristos sau cu biserica biruitoare din cer în biserica luptătoare de pe pământ, iar căsătoria este fecioria întrupat, curat și neîntinat și nuntă cinstită, pe care Dumnezeu pe amândouă le-a blagoslovit și binecuvântarea temeliei fiilor, deci prin binecuvântarea părinților peste casa fiilor. Și spune acolo, blestemul Maicii zdruncină din temelie atunci când copiii deci, sunt neascultători din punct de vedere canonic sau moral sau fac o căsătorie nelegitimă, un musulman cu o româncă sau o româncă cu un jădan sau așa mai departe, că s-au terminat coconii în România. Iar mai departe decât atât, deci o sărăcia în călugărie înseamnă lipsirea de tot ce-i pământesc, iar în căsătorie înseamnă lipsirea de tot ce este plăcere ție, și atribuirea acelei plăceri copiilor tăi sau vlăstarilor pe care le crești. Duhovnicul se implică în fiii săi sufletești, iar mama și tata nu trăiesc pentru ifosele lor. Nu-mi convine, mă despart. Te desparți după ce copiii tăi au ajuns la maturitate, să nu simtă lipsa părintească sau maternă a celor doi părinți, pentru că dai răspuns la judecată. Iar ultima și cea din tâi, deci ascultarea, deci călugărul o face necondiționat de starețul său care se supune și el legii lui Hristos, pe linie chiriarhală, bineînțeles, episcop, preot, etc., iar pe linie deci matrimonială, dacă vreți, pe linie a căsătoriei, bărbatul se supune în primul rând legilor sociale de a se căsători și avea o singură femeie conform codului social de la noi din țară și nu din altă parte, apoi bisericii care îi dă un cod spiritual extraordinar și îl salvează din fața păcatelor și mai mult decât atât, deci prin biserică femeia bărbatului și copiii femeii și femeia prin bărbat, deci aceiași ajung la Hristos. Deci, în momentul când copiii sunt binecuvântați de Dumnezeu și roadele sunt binecuvântate de darul lui Dumnezeu, căsătoria și călugăria au aceeași treaptă. Și ca să vă dau o pildă concretă din Pateric, Sfânta Tomaida s-a căsătorit cu un tânăr prea frumos și binecredincios, care era din neam sărac. Și vrând ca să-și mai strângă ceva bani, tânărul a plecat undeva într-un loc departe la munci grele și socrul s-i-a pus gând rău nurorii sale. Și vrând ca să desfrâneze cu ea, deci în clipa aceea, ea s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, mai bine moarte decât să-mi necinstez bărbatul meu sau să-l mint și mai ales cu cine, cu socrul meu. Și în clipa aceea el a luat o bardă și a dumicat-o bucăți, pentru că l-a refuzat în actul conjugal pe care și-l avea el închipuit în minte. Dar în acel moment s-a auzit glas la mănăstirea din preajma satului din cetatea respectivă, mergeți în locul cutare și aduceți la gropniță trupul mielușelei lui Hristos, care a pătimit cu adevărat pentru curăția cea nefăgăduită și numai gândită, și un călugăr atunci a spus, dai femeie și ne smintim. Niciunul din această mănăstire n-a ajuns la înălțimea curățeniei ei, pentru că este fericit cel ce n-a făgăduit și a împlinit, nu cel ce a făgăduit și a împlinit. Pentru că Apostolul Pavel spune, astea trebuie să le faci, pe alealte nu trebuie să le lași. Iar o altă pildă scurtă, deci, bine, Tomaida după aceea ia îndrăzneală la Dumnezeu, se arată noaptea în vis, starețului și spune, care călugăr va fi luptat de Duhul de sfrânare, să vină să facă 12 metanii la sicriul moaștilor mele și va fi izbăvit de acest păcat. Deci un călugăr bărbat fiind să se ducă să roage la moaștile unei femei care ispititoare de păcat fiind să-l izbăvească de păcat. Deci iată transcendența sau dacă vreți iată ceea ce e cu neputință la oamenii cu putință la Dumnezeu. Deci să ajungi tu ca bărbat, deci firea nestăpânită și călugăr să te rogi la ce? La firea femeiască care a biruit patima într-adevăr după legea lui Hristos și s-a împlinit cuvântul psaltirii fericit bărbatul care n-a sătut în calea necredincioșilor și în sfatul păcătoșilor. Ce radio e ușor să cadă? Las că mă dau bine cu socru, că mai îmi dă un cec sau mai îmi dă o mașină. Un alt lucru însă care rămâne categoric și evident este și pilda Sfântului Antonie. De ce vreau să vă scot în evidență lucrul ăsta? Antonie cel Mare, bineînțeles, n-avem și unul de cel mic. Care în momentul când era la desăvârșire în pustie spune, zice, Doamne, oare cine mă mai întrece nevoință?
zice, desfrânata din Constantinopol care dansează la bar. S-a șocat bătrânul. Da, în Alexandria. În momentul când ajunge la bar, vede o femeie îmbrăcată sumar goală care dansa și punea pe masă oamenilor băutură sau le făcea anumite moravuri ușoare. Da, chelneriță, barman. O ia deoparte și îi spune, zice, pentru Hristos te rog să stăm o clipă de vorbă. Cei din jur îi spun, nu se poate lucrul acesta, zice, e cu neputință, sau legile firii s-au schimbat, zice, sau legile firii s-au schimbat, sau într-adevăr, zice, lucrurile nu-și mai au cursul lor normal. Dar totuși se apropie și îi spune, zice, te rog pentru Dumnezeu să-mi descoperi nevoința ta. N-am nicio nevoință, eu sunt ultima destrăbălată. Te rog pentru Dumnezeu să-mi descoperi nevoința ta. N-am nicio nevoință, eu sunt ultima destrăbălată. Și în cele din urmă, Antonie cade cu lacrimi și spune, te rog să-mi descoperi nevoința ta pentru Dumnezeu. Și atunci i-a scos un papuc din picior și i-a arătat cum toate tălpile la papuci erau bătute cu cuie, iar în clipa când cineva punea mâna pe ea, ea călca în cuie și se nevoia împotrivindu-se, cum spune Scriptura, păcatului, până la sânge. De ce? Zice, părinte Antonie, am de crescut 4 copii și unicul servici pe care l-am. Dar ca să nu smintesc sufletul și să rămână numai sminteala trupului, am ales această nevoință să mă împotrivesc, cum Scriptura spune, păcatului până la sânge. Iar când îmi vine gustul sau simțul desfrânării, calc în cuie și mi-aduc aminte de moarte și de patim și de iad. Și în clipa aceea s-a biruit bătrânul de înțelepciunea și de darul lui Dumnezeu, revărsat acolo unde nimeni nu știe. Deci noi nu suntem puși în calitatea în care suntem, fie deci creștini de rând în căsătorie sau călugări în mănăstire, să ne defăimăm reciproc. Călugăria este la același statut cu căsătoria și pe aceeași taină privind sfințenia, ascultarea, curățenia, smerenia și supunerea în legea și în voia lui Dumnezeu. Este căsătoria, părinte, pentru că suntem mulți tineri aici și o să ne căsătorim. Este căsătoria o școală a ascultării? Cum? Sau mai... copil fiind, iarăși. A fi copil înseamnă a face totuși o școală a ascultării de părinte. Ce se întâmplă? Toată viața e o ascultare. Cum? În momentul din clipa, dacă ați văzut semnul sau simbolul ascultării în viața de zi cu zi, nu este alta decât înfășarea pruncului prin cele 3 semne. Ați văzut acea frâmbioare, cum îi spunem noi, sau panglică, cu care pruncul, da, cu care pruncul se înfășoară imediat după botez, înainte de împărtășanie. Odată trebuie să asculte porunca Tatălui, să facă voia Fiului și să desăvârșească în Duhul Sfânt. Sunt cele 3 legături cu care și monahul se leagă în momentul morții sale, când este înfășurat în mantie cu cele 3 cruci, deci peste piept la spate, peste mijloc și peste picioare. Deci, ascultarea, de ce spun lucrul acesta? Încă din leagă în copilul este obligat, cum spune porunca proverbului popular, 7 ani de acasă și apoi după cei 7 ani de acasă sunt cei 8 ani de la gimnaziu și după aceea este codul manierilor elegante sau codul bunului creștin. Atâta timp cât un copil nu ascultă de părinți, cade sub blestemul bisericii din 2 motive. Porunca care spune, fericiți cei blânzi sau curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, iar mai departe decât atât, o altă poruncă înaltă care spune, se cinstește pe părinții tăi, dacă vrei să-ți fie ție bine pe pământ și stăiești ani mulți și fericiți. Deci cei ce nu-și cinstesc părinții nu pățesc altceva, nimic în plus, decât bumerangul să întoarce împotriva lor, pentru că mamele de multe ori la supărare au și acea vorbă de oftică din inimă. Să-ți dea Dumnezeu copiii după cum ai fost și tu. Și e suficientă vorbă și binecuvântare, pentru că sunt multe mame tinere care spun, zice, părinte, zice, m-a urmărit această vorbă a mamei, zice, parcă ar fi fost lipită cu ceară. Adică dacă noi la rândul nostru vom da ascultare, și Dumnezeu ne va da copii ascultători. Și dacă noi la rândul nostru n-am dat ascultare privind învățăturile bune, de exemplu, dacă am o mamă și se duce la sectă, pentru Hristos dușmanii tăi, casnicii tăi, adică poți să te lepezi că nu-i niciun păcat. Singurul lucru unde, într-adevăr, mamele nu au dreptul să se bage și nu-i treaba lor, este căsătoria. Atunci când o fată își alege un tânăr sau o tânără își alege un tânăr, întâi să cumpănească bine lucrurile, să dea sfatul, dar să nu dea povața forțată, nu-l lua că-i sărac sau nu-l lua că-i nu știu cum. Pentru că în momentul când apar divorțurile și neînțelegerile, apar reproșurile reciproce. Dacă n-ascultam de tine, umblam așa, dacă n-ascultam nu știu cum, reușeam așa. Sau câte alte mofturi din astea care se întâmplă în viața de familie. Însă singurul lucru categoric este următorul.
majoritatea fetelor care și-au luat băieții din crâșmă, bar, birt și discotecă, au avut de suferit. Fie după un an, fie după doi, fie după nouă, fie după 20, fie și cu trei copii, și cu cinci, și cu șapte, și cu doi, și după 20 de ani de căsătorie, au apărut aceste divorțuri spontane care au stat la baza și la dovada faptului că fie că femeia sau fie că bărbatul, într-un punct anume, au scăpat o fisură și n-au fost atenți, pentru că unele din aceste fisuri, pe parcursul vieții, s-ar putea redresa sau chitui dacă ei ar lua o viață creștină. Dar fie că femeia credincioasă a încercat să-și ia un bărbat la început frumos, șmecheraș, drăguț, dar necredincios, crezând că îl va educa și apoi văzând că viața mondenă și comodă duce la mai ușor decât la viața aspră a vieții creștine de zi cu zi, atunci și ea s-a dedat la vicii și atunci Dumnezeu și-a luat revanșa. Sau invers, neputând ca să-l îndrepte. Dar în general, delăsarea, uitarea și nepăsarea, cei trei mari uriași ai sufletului au făcut mari ravagii în sufletul neamului românesc, privind divorțul acesta scârbos și hidos, care nu-i decât o mască a celor care vor să distrugă celula, dacă vreți, socială, familia. Pentru că, de fapt, prin divorț, ce se urmărește? O prostituție a maselor, dacă vreți, o needucare a copiilor, pentru că mai frumos ca în familie nu poate nici căminul de psihologi, nici căminul de asistent social, nici căminul de copii, nici casa de ajutor din ăsta social, nici orfelinatul nu poate mai bine să rezolve educația unui copil decât la sânul cald al mamei, cum spunea un mare scriitor, dacă nu mă înșel, Karl May, dacă există așa ceva, și sigur există, da, care spune: la sânul mamei și la razele soarelui au crescut poeții, eroii și geniile. Părinte, pentru că noi venim din oraș, acolo, din pustie, și ne dăm așa mai modern, care sunt cerințele unei nunți creștine? Că o să ne căsătorim. Nunta să fie creștină, ce trebuie să facem noi? O să ajungem acolo. Ca nunta să fie creștină, cei doi tineri trebuie să fie întâi ortodoxi. Asta e cea din tâi. Iar a doilea motiv ca ea să rămână în continuare creștină este ca cei doi tineri să nu uite măcar 50% din datoriile ortodoxe, apoi, cel puțin măcar dacă ar respecta neatingerea trupească în actul conjugal până la cununie, ar fi cel mai important lucru și mai mult decât faptul că ar cânta o casetă de muzică ușoară sau o casetă de muzică populară. Aia mai ușor s-ar trece cu vederea. De către Dumnezeu. De către Dumnezeu. Deci ar fi păcatul acela filozoficesc, evitarea păcatului mai mare și greșeala cu cel mai mic. Pentru că la urma urmei, în fond și în adâncul și în esența tainei, stau două lucruri. Niciodată nu o să vină și nu o să vedem noi taina creștinătății sau săvârșirea tainei cununiei cu muzică și cu fanfară în biserică. Acolo tot biserica și cântăreții ei cântă. Dar faptul că tinerii au luat aceste modele, ca să spun eu, capitaliste, ca să spunem noi, occidentale, cu dezmăți, cu bizbrizuri, cu restaurant, cu mese festive, cu daruri, și înainte vreme se făceau aceste lucruri frumoase, dar se făceau în tradiția și în obiceiul satului. Adică erau invitați părinții altor familii care la rândul lor aveau de căsătorit. Se punea într-adevăr taraful satului, deci care era o muzică populară din anumite instrumente care voi le știți prea bine și le-ați studiat poate și la școală, la orele de muzică și în ceea ce faceți prin liceile și prin școlile dumneavoastră. Dar ce s-a accentuat aici? S-a accentuat nu altceva, împletirea bucuriei pământești cu cea duhovnicească, după venirea de la cununie, când tinerilor li se dădea cadouri, o bucată de pământ, o vacă, o capră, o zestre, un țol, o ietăcă, mașina e mai nou. Deci, de ce scot lucrul acesta în evidență? Să nu facem confuzia între tradiția folclorică populară a satului de drept sau conservatorismul absolut românesc cu tradiția nunții creștine pur bisericești, care nu înseamnă altceva decât taina în sine a cununiei la taina logo, deci cununiei după Sfânta Liturghie și întoarcerea celor doi tineri acasă în sânul familiei prin petrecerea, să spunem, în prezența preotului și a doi cântăreți, în care nevrând să faci tam-tam, cum se spune, nici nu mă duc și nici nu-mi vine nimeni, fără daruri sau fără alte mofturi din astea sociale, în care tinerii își văd liniștiți de casa lor și aia se cheamă cu adevărat nuntă creștină după rânduială, deci fără dans. Ei, pentru faptul că lumea
a modernizat sau lucrurile au mai avansat, să spunem, întotdeauna spre o deschidere sufletească, pentru că, să știți, și arta muzicii este o artă care mângâie sufletul. Vezi un om supărat sau, uite, voi la școală, eu nu știu ce muzică vă place vouă sau ce ascultați voi și nici nu mă prea privește, dar vă spun un lucru, după 6 ore de studiu, fie că e profesoara, fie că e elevul, dai drumul acolo la radio și asculți ceva ușor sau pui ceva ce-ți place. Evitând un lucru care eu total sunt împotriva lui și nu suport rock-ul, ăla, deci nu-i muzica aia, e o nebuneală. Deci celelalte muzici, muzica clasică sau muzica populară sau muzica simfonică sau muzica de jazz sau câte, mă rog, fiecare cu gustul lui. Deci sunt un fel de, să spun eu, amalgamuri sau sunt un fel de sedative care odihnesc pentru o clipă celula nervoasă, din mersul ei grăbit. Dar asta nu înseamnă că prin lucrul acesta greșim lui Dumnezeu. Întrebarea care mi-a fost pusă de către un tânăr acum o lună a fost așa: părinte, Iisus Hristos a dansat și a băut la nunta din Cana Galilei? Zic, da, tinere. Și el mi-a spus, ce fundament scripturistic aveți? Și Mântuitorul dă acest fundament scripturistic în Sfânta Scriptură și spune: a venit în mijlocul vostru Ioan Botezătorul, nemânând, nemâncând, nejucând, nerăzând. Nu l-ați primit. A venit Fiul omului, mâncând, bând, făcând bine sau toate celelalte, cum spune Scriptura, nu l-ați primit. Deci iată, dar va veni stăpânul acestui veac, deci referindu-se la Satana, care pe mulți îi va înșela și îi va cerne și pe acela l-a crezut, adică pe Antichrist sau lucrarea celui rău. Ce vreau să spun? Iisus Hristos, în primul rând, nu este un fundamentalist absolut la ceea ce se leagă de viața socială, că altfel n-ar fi spus în Scriptură, fecioara să gătește să placă mirelui său. Evident lucru că nu-și pune broboada pe ochi sau își ia o fustă până în pământ. Probabil își mai pune 3 zorzonele la o ureche sau o eșarfă, nu știu cum, să pară mai interesantă. Scriptura deci face abstracție de lucrul acesta. Dacă s-ar fi scris toate, n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Dar în același timp, fecioara se pregătește să placă lui Hristos. Deci este categoric o diferență și dacă vreți, o antiteză absolut diferită. Fecioara se pregătește să placă lui Hristos și Apostolul Pavel arată: femeia cu bună cuvință nu înseamnă cu părul împletit, cu haine luxoase și ghirlande, spune în Învățătura către Corinteni, vorbind de femeia cinstită, ci cu bună cuvință, cu smerenia, cu cutare, spune acolo mai departe. Iar mireasa se pregătește să placă bărbatului său. Și Mântuitorul spune: veseliți-vă cât timp mirele este în mijlocul vostru. Și tot Iisus Hristos spune: atâta timp cât ești prietenul mirului, te veselești și asculți cuvintele lui. Mirele nu plânge, se bucură. Se bucură pentru că este ce? Cuceritorul unei cetăți a vieții, a unei femei cu care își va duce pe mai departe soții de izbândă. Eu aș prefera, în secolul în care trăim 20, nunta creștină să aibă cele 3 elemente de bază: tineri ortodoxi, practicanți sau credincioși, cum le spunem noi, și măcar feciorelnici, că e suficient. Că le mai place un pic de muzică sau le mai place o glumă, asta s-o trecem cu vederea, sau cum spune Apostolul Pavel, zice, nu toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Iar David, prorocul, spune: păcatele tinereții și ale neștiinței nu le pomeni, Doamne. Să sperăm. Și vă spun lucrul acesta, am întâlnit odată la mănăstirea Sihăstria, deci a fost o probă făcută între 3 mari duhovnici. 2 din ei vi pot spune, părintele Cleopa și părintele Paisiolaru, al treilea nu vi-l mai spun, că nu-i contează numele. S-a dus o fetișoară din asta tânără la postul mare, la spovedit, și a spus: părinte, eu am mai jucat și am mai fost la bal. Să nu te împărtășești un an, spune primul duhovnic. Merge la al doilea primul duhovnic. Merge la al doilea duhovnic, se spovedește și spune: părinte, eu am mai jucat și am mai fost la bal. Ei, postul ăsta 40 de zile să postești, să te închin, să faci canonul de pocăință și mătăni, iar la Paști să te împărtășești. Părintele Cleopa, al treilea și ultimul, cel mai cu duhul discernire și cu înțelepciunea adevărată, aia conservatoare a românismului ortodox, creștinesc adevărat, când îi spune, zice: părinte, zice, eu am fost la bal, am mai fost la horă, în rest așa-s credincioasă, postez, mă rog, bine, mamă, zice. Și acolo când joci, să ai în minte pe Doamne Iisuse, să știi că faci păcat, dar până te măriți, zice, fă, că de acolo s-a căsătorit și s-a măritat toată lumea. Adică ce se întâmplă? N-a vrut să o descurajeze,
n-a vrut să o, cum să spun, n-a vrut să o laude, zice, zi Doamne Iisuse și atunci când greșește, adică să fie conștientă că o formă abstractă de păcat este, dar nu din aceea să taie capul omului. Ce se întâmplă? Într-adevăr, Irodiada, deci a tăiat capul lui Ioan Botezătorul prin dans, lucru consemnat în Sfânta Scriptură, dar să nu uităm că Irod era un necredincios, și să nu uităm că Irodiada era o necredincioasă sau Salomea, femeia lui, cum o chema pe soția lui Filip, care se lăsase, deci cumnată-sa trăia cu cumnată-su. Deci era vorba deja de un păcat de incest în care Ioan Botezătorul mustra pe față și atunci pe seama dansului, care era extraordinar și era o talentată dansatoare, a încercat la beție și la neatenție să-i fure lui Irod ce? Marele mărgăritar, adică capul Sfântului Ioan Botezătorul. Dar în cadrul unei nunți creștine nu cred că se cere tăierea capului lui Hristos sau a mirelui. Deci, cu părere de rău în suflet și cu gândul tineresc că trebuie după aceea să facem pocăință și să ducem lupta vieții, amestecăm taina creștină la cât este taină creștină cu toate regulile ei, iar ceea ce facem noi social și moral în societate, amestecăm cu mersul pur și real al societății, dar fără să alterăm credința în Hristos. Adică să n-ajungi să bei ca descreratul, să n-ajungi să sari ca un descrerat, să n-ajungi să te manifesti ca un psihopat. Deci, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, adevărata dreapta socoteală este măsura. Toate cu măsură. Cum îi ajută pe tinerii căsătoriți faptul că se spovedesc înainte de a se cununa și să împărtășesc pe unul? Cum îi ajută în cununie mai departe? Păi cum poate să-i ajute? Deci a spus întrebare cu răspuns. Ce poate fi mai frumos decât această taină este mare în Hristos și în biserică? Când Hristos este la temelia căsătoriei lor, e clar că și darul lui Dumnezeu va fi peste casa lor. Mai puțină ceartă, mai puțin scandal, poate mai mult belșug, așa și spune în taină. Dă-le lor din rodul grâului și a vinului și a undei lemnului să-și vadă pe copiii lor ca tinere mlădițe împrejurul mesei lor și să dea din roadele lor, cum spune mai departe, și din îmbelșugarea roadelor pământului și celor săraci și nu știu cum, deci are taină rugăciunea, un conținut destul de frumos. Am și o întrebare. Da. Ați adus vorba de rock. Da. În străinătate s-a organizat o mișcare, cum se numește și acum, Noua Ieră. Da. Și la baza acesteia este muzica rock. Da. Toți care cântă această muzică, să spun, îl idolatrizează pe diavol. Da. Și cele trei obiective ale muzicii, ale mișcării Noi Ieri, este o clasă universală. Da. Un guvern mondial. Da. Cu religie universală. Da. Care va fi această religie universală? Această religie universală va fi acest amalgam jidovesc care se urmărește și prin ecumenismul pe care îl vedeți propagat pe toate gardurile și pe toate cărările. Deci, în primul rând, rock-ul este un drog al sufletului, precum heroina, cocaina sau hașișul sau ce se mai vinde, este un drog al trupului. Iar această muzică rock, după marele om de știință și savant în muzică, deci am urmărit emisiunea chiar la televizor, nu de mult am avut ocazia, și a fost întrebat ce părere are despre rock. Și a spus așa, după mine cred că nu toți cei ce sar în sus fac dans, și nu toți cei ce sună din instrumente fac muzică. Deci ce se întâmplă? În primul rând, tocmai aceste elemente, ca să spun eu, negative, sau hai să folosim un termen din ăsta super occidental, aceste sunete malefice, dacă vreți, sau aceste inferne produse cu fum, cu lălăială, cu zbenguială, deci dau deja dovada unei pierderi morale și a unui control rațional asupra trupului, pentru că categorici fiind sau cinstiți fiind, eu n-am nimic și pe mine nici nu mă interesează și eu nu mă bag în viața tinerilor, doar atât le-am spus celor care ascultă rock, să aibă grijă să nu se trezească în spitalul 7 Socola, pentru că este cel mai bun remediu. Nu cred vreodată că muzica rock a înălțat sufletește pe cineva, cum a înălțat balada românească, doina românească, cântecul popular, cântecul moldovenesc, cântecul oltenesc, cântecul dobrogean, cântecul, să spunem, ardelenesc, sau din toate zonele de folclore ale țării. Deci este una să asculți o doină sau o baladă de dor, de suflet, de jale, de bucurie, de natură, de viață sau de moarte, și este una să asculți un
infern din ăsta de sunete ritmate. Și dacă ați văzut, omul nu le poate imita, ci numai spurcăciunile alea electronice, deci care scot tot felul de, exact un sunet de iad. Și de ce spun iad? În primul rând iad, prin faptul că nu exprimă nimic, ci haosul și dezordinea. Ori dacă într-adevăr, cum spune Părintele Stăniloae, mica dogmatică vorbită și cum vorbesc și alți, un Iacob Putneanu sau un, dacă vreți, să spunem această emisiune pe care eu o urmăresc cu multă pasiune, Mărioara Murărescu, Tezaur Folcloric. Deci nu o să-mi spună mie vreodată cineva cu un tricou și niște izmene rupte, vopsite într-o sută de culori, vor putea fi vreodată echivalente în alta arta culturală a muzicii sau a cântecului, cu cămașa populară cu sută cu deosebit atenție sau în haina populară purtată cu deosebit atenție sau un jocul popular care variază atât de mult de la o zonă la alta și are atâtea elemente frumoase. Adică nu ori, de ce îi spune muzică populară? În primul rând nu-i dată oricui să o joace. De ce îi spune muzică ușoară? E ușoară chiar prin cuvântul deci pe care îl precede. Ușoară, deci e pentru ușuratici. Ori acele elemente murdare a lui zăpăcitul ăla,